Seria God of War ne răsfață încă o dată cu răspunsul la o întrebare pe care nu a pus-o nimeni. Ce se întâmpla cu protagonistul nostru, Kratos, între God of War 1 și 2? Aflăm răspunsul imediat în God of War Ghost of Sparta. În timp ce Kratos își vedea de treaba lui, Zeus s-a oferit să-i înlocuiască gratuit coșmarurile cu unele noi. Omul nostru pleacă imediat spre căutarea sursei viselor lui către Atlantis, orașul subacvatic, probabil pentru că atunci când i s-a spus de unde vin visele, a confundat subconștient cu subcontinent. Mă rog, în punctul ăsta orașul încă era la suprafața apei. Pe drum e bineînțeles atacat de un kraken. Serios acum, iar kraken? Cred că l-am bătut de 8 ori deja. Arăta puțin diferit de celălalt, dar dacă vreți să știți exact ce e, ați dat de zoologul nepotrivit. Inevitabil compar Ghost of Sparta cu Chains of Olympus din ultimul meu video pentru că seamănă mult și au fost lansate pe aceeași consolă, iar acest video conține spoilere din întregul joc, violență, niște nuditate dezgustătoare și posibil limbaj vulgar folosit de mine. Prima diferență observabilă între jocuri e că acum indicatorul cu cercul de ținut apăsat e în dreapta în loc de stânga. Wow, ușor cu inovația Steve Jobs! Am lăsat hinturile active pentru experiența autentică a unui jucător nou, dar ce nu îmi place foarte mult e că atunci când primesc un hint nou, e nevoie să particip la un curs de inițiere de 2 săptămâni să dovedesc că sunt calificat să apăs Next. Am ajuns în Atlantis și sunt atacat de mult prea mulți oameni, semn că și locuitorii Atlantisului aveau o singură ocupație, războinic, asta sau toți mecanicii și avocații orașului lucrau de acasă. Mă bucur că în sfârșit l-au angajat pe Stephen Hawking în echipa developerilor și cineva a putut să cu ideea că poate e puțin plictisitor să împingi pietrele cu viteza unui melc mort într-un lighean cu sare. Printr-o poartă de aici, Kratos călătorește la casa lui natală și își întâlnește mama. Din spusele ei, se pare că Kratos a uitat să fie supărat tot timpul și din cauza că i-a fost răpit fratele când erau mici. El credea că fratele lui e mort, dar normal că vom afla că de fapt nu e. Nimic nu e mai benefic pentru o poveste decât un personaj niciodată menționat anterior și probabil nici posterior, scos exact dintr-un posterior al unui scriitor al poveștii. Mama lui încearcă să-i spună ceva despre tatăl său, dar știți cum sunt mamele, dintr-o dată se transformă într-un monstru scârbos și Dan Capatos e nevoit să o omoare. Motivul transformării nu e menționat explicit, dar noi știm că Zeus e tatăl, așa că logic are legătură cu pensia alimentară. Am aflat mult mai târziu, dar vă spun vouă acum pentru că ne știm că fratele lui Kratos pe nume Deimos a fost răpit de Ares și Athena când era mic, pentru că Zeus a auzit de o profeție în care un fiu însemnat de al său îi va pune capăt zilelor. Deimos chiar avea semnul de naștere pe față, Kratos doar și l-a pictat ulterior, dar e evident că Zeus nu avea globul de cristal la el și a ales copilul greșit. E normal să-ți iasă fum din cap încercând să procesezi povestea, iar unde e fum e și foc, așa că ne regăsim acum în lumea de foc, care face cumva parte tot din domeniul lui Poseidon. De aici luăm un upgrade pentru săbii de la un titan, iar acum săbile scot foc. Săbile de foc sunt mult mai șmechere ca pumnul lui Zeus din ultimul joc, deși fac cam același lucru, distrug obiecte și inamici, de altfel invulnerabili, dar ce face săbile de foc să fie speciale e că puterea se aplică peste arma deja existentă, deci doar o îmbunătățește, iar bara de energie cu care le folosesc se reîncarcă automat. Ăsta este genul meu preferat de armă pentru că nu mă obligă să o folosesc doar din când în când sau de sărbători, când sunt absolut sigur că e necesar, știți cum e cu adunările în familie. În timp ce treceam pe acolo, Krakenul vine și își dă singur un cap de perete, perete ce pare că era exact cel mai important stâlp de susținere din Atlantis, pentru că cumva asta distruge întreg oraș. Acum că Atlantis a fost pus la locul lui, nu mai aveam idee în ce direcție să merg, dar din fericire a venit Zeus în forma groparului din God of War 1 și a spus lui Kratos să nu cumva să se ducă după fratele lui care în acest moment se află pe tărâmul morții. Ok, deci mergem pe tărâmul morții. Pe drum o vedem pe fiica morții, Erinis, că întreabă de Kratos. Iar ulterior are loc și o luptă cu ea și din greșeală mă duce în Sparta, unde văd pentru prima dată în jocurile astea o populație de oameni vii. Kratos e foarte aproape de casă și are parte de niște amintiri pe care eu le-am menționat deja, după care își învinge literalmente fantoma trecutului. Acum că știm că Deimos e viu, mă întreb de ce nu l-a omorât în loc să-l țină închis pe tărâmul morții, mai ales că era deja acolo, erau scutiți de un drum în plus. Ajungem undeva pe munte și aici găsim o femeie transformată în aur, iar tipul care fuge e regele Midas, un individ care legenda spune că a fost foarte lacom și a fost pedepsit de zei să transforme tot ce atinge în aur. Poate că sună bine, dar e destul de impractic, mai ales când vrei să mergi la toaletă sau când vrei să-ți duci câinele la veterinar. Kratos n-are nicio problemă personală cu el, din contră, Midas îl ajută să progreseze, iar el îl ajută să scape de blestem oarecum. Din ceva motiv ne ducem înapoi în Atlantis, mă gândesc că Kratos n-a terminat treaba acolo și doar a mers până acasă după echipamentul de scafandru. Se pare că trebuie să deschidem un fel de pod după ce convingem 4 Iron Man să lucreze împreună. Nu vreau să fiu nepoliticos, dar în punctul ăsta Athena ar putea să tacă dracului din gură pentru că e deja 75-a oară când se bagă în treburile lui Kratos doar în jocul ăsta. Poseidon era foarte supărat că i-am băgat orașul apă, dar nu înțeleg de ce din moment ce locuitorii lui erau deja oameni pește. Ok, avem podul, să vedem ce e pe partea cealaltă. Se pare că era poarta către tărâmul morții, ce convenient. Poate țineți minte că Kratos a plecat către Atlantis la începutul jocului fără să aibă idee că merge pe tărâmul morții, dar asta doar arată cât de puternic e destinul. Suntem pe domeniul morții acum, la un pas de moarte. O cărticică de aici ne spune că niciun om nu a plecat viu din acest loc, dar nu e evident, doar morții vin aici, cum ai și putea pleca viu. În fine, în spatele unor porți de aici, de parcă ar fi singurul prizonier din întregul tărâm, e Deimos.
lacrimos. Lăsând la o parte faptul că a târnat 10 de ani de tavan urându-l pe Kratos, ce evident îl credea mort. De ce e super musculos? Ce, venea cineva și îl dădea jos odată la ceva timp să tragă de fiare și îl hrănea o dietă bogată în proteine? Și de ce l-au îmbrăcat cu armură și i-au dat și o mănușă imensă de metal? Nu avea și antrenor personal? Mă rog, Kratos se lasă bătut de fratele mai mic, probabil să nu-l facă să se simtă prost. Apoi vine Thanatos, adică moartea, și îl ia pe Deimos de acolo ca pe un copil de grădiniță care trebuie dus la culcare și îl aruncă de pe o stâncă, dar nu se gândește că a investit prea mult praf proteic în el să-l omoare așa? Din fericire, Kratos îl salvează pe Deimos și amândoi sunt brusc prieteni, apoi se bat cu Thanatos împreună și Deimos încasează o bătaie mai mult decât soră cu moartea, însăși moartea, și nu doar pentru că i-o dă moartea, ci și pentru că moare. Apoi Kratos se enervează, ca și cum până acum s-a luptat cu calmul unui călugăr budist și câștigă lupta. Îl cară pe Deimos în brațe până la un mormânt săpat de gropar și după își reia rutina zilnică de atentat la sinucidere și blestemarea zeilor. Se vede că developerii jocurilor de PSP s-au îmbunătățit între timp. E un joc foarte bine realizat, considerând posibilitățile pe care le-au avut și recomand să nu săriți peste el dacă încercați seria. În secvența de după credite, îl vedem pe gropar că o îngroapă și pe mama lui Kratos și că e foarte mândru de faptul că a mai pregătit încă un mormânt. Nu cred că Zeus știe vorba aia cu cine sapă groapa altuia cade singur în ea. Bănuiam că e Zeus, dar acum știu sigur că e, pentru că după ce termini jocul, ai acces la o locație numită Templul lui Zeus, unde poți să deblochezi conținut extra folosind bilele roșii pe care le strângi în joc, iar unul dintre costumele pe care poți să le deblochezi e cel de gropar care se transformă în Zeus în luptă. Îmi place că au adăugat extra content și deși există ceva de genul și în lanțurile din Olimp, vreau să spun din nou că God of War și Fantoma Spartă m-a impresionat plăcut. Și e un joc bun. Rămâneți abonați și nu plecați foarte departe pentru că urmează God of War 3, după care sunt deschis la sugestii. Dacă aveți chef să vorbim mai multe, vă aștept pe serverul de Discord, linkul e în descriere. E normal să-ți iasă fum din cap încercând să procesezi povestea, iar unde e fum e și foc, așa că ne regăsim în căcat. Ne regăsim într-un mare căcat. Nu asta am vrut să zic. Ăsta este genul meu preferat de armă, pentru că nu mă obligă să o folosesc doar de sărbători când sunt sigur că e necesar. Știți cum e cu adunările de familie? În familie, morții mătii, în familie, de familie, ba...